și spune: bună ziua, dragilor, și vă găsi la întâlnirea cu profona. Asta este discuția noastră, nu? De început. Și cum acum sunt toate clasele, da? Și a 5, a 4, a 7, a 11, m-am gândit să fac o lecție comună. Vreau să văd dacă reușim pe 25 să înscriem pe o sumă de două pătrate perfecte. 25 cu cine să fie egal? A sumă de pătrate perfecte. Ce înseamnă pătrat perfect acum? Mă întreabă clasa a 4-a. Domnul profesor, ce înseamnă clasa? Nu așa, dar ia, pătrat perfect. Iată. O secundă. 16, 9 este pătrat perfect, pentru că el este egal cu 3 la a 2-a, Daria. Dar tu ești clasa a 4-a. 3 la a 2-a înseamnă 3 ori 3. Tu știi asta. Da? Deci spunem despre 9 că e pătrat perfect, fiindcă el este egal cu 3 ori 3. 16, Daria, este egal cu 4 la a 2-a, pentru că el este egal cu 4 ori 4. Iată, și clasa a 4-a participă. A 5-a, de acolo înainte, toată lumea știe ce înseamnă pătrat perfect. Care sunt pătratele perfecte? 1, 4, să le punem și noi, da? 1, 4, 8, nu? 9, apoi 16, 25, apoi care? 36, 49 și putem continua. De ce 49 e pătrat perfect? Fiindcă se găsește 7 la 4-a, deșteptul de 7, care la a doua, face 7 la a doua, face 49, nu? Asta este treaba. Ei bine, vreau să văd dacă descoperim 25 este pătrat perfect. Putem să-l gândim pe 25 ca o sumă de două pătrate perfecte? Da. 9 plus 16. 9 plus 16, sigur că da. 9 plus 16. De ce este corect? Fiindcă 9 este 3 la a doua, plus 16 care e 4 la a doua. Foarte tare. Deci am reușit. Minunat. E bine așa, Daria? Deci în 25 este 9 plus 16. Foarte tare. Hai să vedem dacă pe 25 la puterea a treia îl putem scrie ca o sumă de pătrate perfecte. Păi ar fi 3 la a doua plus 4 la a doua la puterea a treia. Turbănești că este 3 la a doua. Eu știu că merg pe mâna voastră, nu strâng lecția. Ideea voastră e sfântă. Deci 3 la a doua totul la... La câta? La a treia, ai zis? 3 la a doua plus 4 la a doua, totul la puterea a treia. Așa. 3 la a doua plus 4 la a doua, totul la a treia, dar corect așa. Dacă îmi scriam 3 la a doua, totul la a treia și 4, erau tâmpenii, da. Nu? Mi-era rușine acum să scrie chestia asta, dar dacă tu mă forțezi, fac asta. Bun, deci așa da. Dar acum ca să fie, eu vreau să fie așa. Ceva la a doua plus altceva la a doua. Cum a fost aici, și pe 25 la a treia vreau să scriu tot la fel. Asta e povestea. Da? Cum l-am scris pe 25, ca fiind 3 la a doua plus 4 la a doua, vreau și pe 25 la a treia să fie ceva la a doua plus altceva la a doua. Asta e povestea. Cum fac? Aici. Da, este spectaculos. Vă rog să priviți asta. Daria, care e clasa a patra, cere ajutor la mama. Mama, cum se face? Pentru că așa sunt timpul lecției noastre. Așa se întâmplă. Mama, care este foarte tare prinsă în lecție, mama sare cu ideea. Da, și acum încearcă ajutor. Mama, cum se face? N-ai o idee. N-ai mai pomenită. Este natural. Așa se întâmplă lecțiile noastre. Bun. Cum să fac? Dați-mi o idee. Să scriem pe 25 la a treia, dăm un număr absolut la a doua. Vrei să fac numărul ăsta? Cât faci fie smile de mine. Te rog frumos. Știi, 25 la a treia face 25 ori 25 ori 25, 6 25 ori 25, dă un număr mare și pe urmă dacă mă pui să mă apuc de... Nu degeaba. Nu degeaba. Am făcut 25, care este 3 la a doua plus 4 la a doua. Îl mai iau o dată. Deci 25 egal cu 3 la a doua plus 4 la a doua. Adevărat? Bun. Și cum să ajung eu la 25 la a treia? Ce să fac ca să... E 25 la a întâi, da? Ce să fac ca să ajung la 25 la a treia? Să mulțesc egalitatea asta? Cu cât?
cu 25, 25 la 2. 25 la 2, sigur că da. Deci mulțim toată asta cu 25 la a 2. Adică mulțim și membru stâng și membru drept. Și ea devine egală cu cât va fi? 25 la 1 ori 25 la a 2, cum am și promis că mulțim ambii membrii, de acord? Egal cu 25 la a 2, pe lângă 3 la a 2 plus 4 la a 2. Echivalent cu. Și acum, ce fericit sunt. Câte face aici? 25 la 3 ori 25 la a 2? 25 la a 3. Deci aici va fi echivalent cu 25 la a 3. Este egal cu... Ce pot să aplic? Daria, Daria, ce fac eu aici? Ce proprietate este asta? Clasa a 4-a, răspundați voi. Distributivitatea! Distributivitatea mulțimii față de adunare. Și atunci am să zic 25 la a 2 ori 3 la a 2. Plus 25 la a 2 ori 4 la a 2. Tare de tot. Deci 25 la a 2 ori 3 la a 2 plus 25 la a 2 ori 4 la a 2. Echivalent cu... Și acum vreau de la voi, scrierea. 25 totul la 3 este egal cu... Cu cine? Fiindcă ăsta e la a doua și ăsta e la a doua și un produs. Cum poți face? 25 ori 3 totul la a doua. Asta-i! 25 ori 3 totul la a doua. Atenție că e mulțire, dacă ai fost adunare, n-aș fi făcut. Nu tu faci asta, da? Plus la a doua. Plus 25 ori 4, totul la a doua. Echivalent cu 25 la puterea a treia este egal cu 75 la a doua plus 100 la a doua. Tare de tot! Am scris pe 25 la a treia ca o sumă de două pătrate perfecte. Deci vedeți, 25 la a treia ca o sumă de două pătrate perfecte. 75. 75. Foarte bine. Așa, așa, că mintea mea mai fuge și aiurea și voi trebuie să mă corectați, ați făcut-o de fiecare dată, da? Deci 75, că 3 ori 25 fac 75 și 25 ori 4, 100. Am reușit să scriu pe 25 la 3 ca fiind o sumă de două pătrate perfecte. Vedeți ce fain a plecat? M-a spus că am la colecție pentru toate clasele. De ce? Pentru că am plecat mai întâi de la 25, care este 9 plus 16, și am zis 25 la a treia, adică trebuia să mulțim în ambii membri pe 25 la a doua, ca în dată un 25 aflându-l, fiind de așa, la 25 la a treia. Acum vreau să vă rog. Ar fi fost posibil să cer 25 la puterea a patra, cu cine egal că o sumă de două pătrate? Întrebare. Pe 25 la a patra îl mai pot scrie ca o sumă de două pătrate perfecte? Păi, am acolo 25 la 3. Deci avem un 25, care este 3 la 2 plus 4 la 2. Da. Mulțim ambii membri cu 25 la a 3, foarte bine. Și atunci apare 25 la a 3, ori 3 la a 2, și din la a 3, neaca nu mai merge, nu mai merge. Care ideea de ești, Dani? Miruna, care ideea de bază? Merită să ne gândim la 25 la o putere pară? Nu. Nu. Numai la putere? Impar. Foarte tare. Foarte tare. Și acum, spuneți-mi voi pe 25 la puterea 2005, da? Dacă mi-l puteți scrie ca o sumă de două pătrate perfecte. Da. Poți? Și dacă nu 2005 e un număr impar? Foarte tare! Și atunci tu poți să mergi, mergem tot de la 25, pe care știm cum. Hai să plecăm așa, 25 din luna este egal cu cât am spus? Cu 3 la 2 plus 4 la 2. 3 la 2 plus 4 la 2. Înmulțim ambii membri. 25 la puterea 2000. 2004. La 2004, că am un 25 la de. Da? Și atunci echivalent, cum spune că 25 la 1 este egal cu 3 la 2 ori 25 la puterea 2004. De acord? 25 la 2005. 25 la puterea
la puterea 2005, da. Așa vine, nu? Da, 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 da. Ori 1 și am vrut să spun ori 2000. Da, da. Nu, dar te zic 2005, da? Da, da, da. M-ați înțeles, era 1 și mai mulțumesc da, da, 2000. Da, da, corect. Trebuia doar 2005, 25 la 2004, plus 4 la 2. Așa se întâmplă în toate lecțiile noastre. Profesorul mai greșește, dar mama este prezentă aici și nu lasă nicio greșeală. Tot timpul mama sau cel care este, elevul care este prezent acolo, nici nu s-a întâmplat vreodată. Am vrea să mă lasă să greșesc. Chit că eram obosit, ne apropiam de ora 11, uneori, și spuneam, domn profesor, mai facem o ieșiciu? Acum vă rog să luați dumneavoastră loc în bancă și mă duc eu să-l fac, pentru că ați obosit cu adevărat. Vă vedea că mă, 6 ore consecutiv legate, că se întâmplă așa. Pleacă seria, vine seria. Nu mai am 10 minute pauză. Asta e dur, foarte dur. Ca să stai 6 ore și să lucrezi de când o clasă la alta, fără niciun minut pauză, ajung, într-adevăr, ultima fază foarte obosită. Deci 4 la 2, ori cât am zis, ori. Și acum tot așa de obosit. Am venit de la București, 250 km, n-am oprit un minut. Da? 280 km, știți. 4 la 2 ori, 25 la puterea 2004. Echivalentul. 25 la puterea 2005 egal cu 3 la 2 ori, cum să fac acolo? 2004. 2004. Asta, 2 ori 1002. 2 ori 1002. Deci face 25 la puterea 2 ori 1002 plus 4 la 2 ori 25 la puterea 2 ori 2002, da? 2 ori 1002. 1002. Prietele acelea nu au cerut să fie filmate și să fie filmate. Și zicem ce? Zicem 25 la puterea 2005 va fi egal acum să mă ajute. Mă ajute cine? Mă ajută Ștefania. Cum zice Marci? Egal cu 3? Egal cu 3 la a 2. Nu, 3 ori 25 la 1002. Foarte bine. Totul la a 2. Totul la a 2, a sesizat. Da. E 2 de aici și zice totul la a 2 plus Ștefania. Plus 4 ori 25 la 1002. Totul la a 2. Foarte tare, foarte tare. Excepțional! Am reușit! Este 25 la puterea 2005 ca o sumă de două pătrate perfecte. E un număr foarte mare, dar este așa, am reușit. Cine ar putea să compună ghișițiu? Cine ar putea să compună ghișițiu? Aici este momentul tare. După ce am învățat un pic, ați văzut cum am plecat? Eu am plecat la 25, pe care am scris ca 9 plus 16. Asta e viața. Căutați voi o sumă de două pătrate perfecte. Să vedem ce număr să obține, de acolo plecăm. Asta e jocul. V-am spus secretul. Nu ne aude nimeni. Da? Bun. Nu ne aude nimeni. Hai să vedem. Deci o sumă de două pătrate perfect, invers plecăm. Asta a fost secretul. Așa am procedat eu, când am compus ghișițiul. Deci două numere adunate, pătrate perfecte. Cine compune? Gata! 10. Ce? 40. Nu, că se numără în par. Nu, 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 nu. Mă interesează să fie mai întâi așa. Suma, luați două pătrate perfecte, ne adună. 2 la 2 plus 6 la 2. 2 la 2 plus 6 la 2. Ai zis 2 la 2 plus 6 la 2, care face 4 plus 36, face 38. Deci, plecăm invers. 38. 40, da. 40. Plecăm invers. 40. 40 este scris ca fiind 2 la a 2 plus 6 la a 2. Și acum, dacă e aranjat așa, zici 40 la o putere, cât vrei tu. 40 la câta? 4 la putere impară obligatoriu. 4 la, 40 la puterea 31 să fie egal ca o sumă de pătrate perfecte. Cine sunt acestea? Iată exercițiul propus. Foarte tare, nu? Aici, aici este latura cea mai finuță pe care o atac. După ce am învățat un ghișițiu, am înțeles ghișițiu, urmează să compunem și noi. Adică suntem și propunători. Așa ajungem mâine. Știți voi, în spatele fiecărui dintre voi se ascunde
Știți ce? Un cercetător, un inventator. Dacă facem antrenamentul ăsta zilnic. Nu, profesor, uitați-mi uitați cu izdoria, greu mai este. Dacă nu-i pe nivelul ei, greu mai este. Foarte tare. Da, Daria, eu și la tine. Daria, vrei să le arătăm ce putem face noi? O problemă pe nivelul la care... Da? Uite. Perfect. Să vedeți ce probleme frumoase faceți cu Daria. Așa, da. Un călător, un biciclist, are de parcurs o anumită distanță. Da? Un biciclist are de parcurs o anumită distanță. După ce parcurge 3 cincimi din drum, constată că îi mai trebuie un număr de kilometri, apar n-am câți. Îl dăm la urmă, iată, foarte tare. Deci, după ce parcurge, cât am zis, 3 cincimi din drum, își dă seama că ar mai avea de parcurs un număr de kilometri, pe care îl dăm la urmă, așa încât să ajungă la 7 octimi din drum. Deci mare de parcurs un drum cu număr de kilometri, ca să ajungă la 7 octimi din drum. Ce lungime are drumul? Zic încă o dată. Deci, un biciclist are de parcurs o anumită distanță. După ce merge 3 cincimi din drum, constată că i-ar mai trebui un număr de kilometri pe care să-l dăm noi îndată, și Daria mă va ajuta, da? Îi mai trebuie un număr de kilometri ca să ajungă la 7 octimi din drum. Deci n-a ajuns la 7 octimi. Iar mai trebuie un număr de kilometri, acum vă spun, dar nici numărul de kilometri care îmi trebuie, nu mai dai nimic, nu știu să-l dau la început. Trebuie să-l descoperim. Și mă ajută Daria aici. O să vă vedem concret. Dar pondu problema, ca să le facem și lor. Facem un segment mare. Așa. Deci facem un segment care să însemne drumul, nu așa? Uh-huh. Asta vom face. Deci, căutăm un model. Ne imaginăm că printr-un segment că reprezentăm tot drumul pe care l-ar de parcurs. Uite așa, Daria. Ăsta e drumul pe care l-ar de parcurs. Și ce dacă? L-am scris, făcut o liniuță. Și îl împărțim în 5. Pentru că zice cât în prima fază? 3? Pe 5. 3 cincimi. Îl împărțim în 5. Părți egale, da? Una, da. 2, 3, 4, 5. Aproape bine, da? Și luăm 3. Și luăm 3 din ele. Da? Câte 3 din 3 cincimi le-a parcurs. Da. 3 cincimi a parcurs. De acelea 2 le împărțim în 4. În 8. Fiecare segment. Deci pe astea 2 le împărțim în 8. Pe astea 2 1. Tu ai zis, tu spui să le împărțim în 8. Măi, Daria, dar de ce sunt 8? Că vezi acolo 7 octimi, da? Vrei să lucrezi cu optimea. Pe astea le împărțim în 8 sau pe fiecare în 8? Nu, pe fiecare în 8. Așa, mă, așa. Deci pe fiecare în 8. Asta înseamnă că dau în 2, iar în 2, iar în 2, și aici am băiat 4, iar în 2, 2, 2, da? Pe fiecare. 8 segmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da? 8 segmente. Daria, n-aș putea să mă gândesc că și celelalte împărțite în 8. Cam câte segmente ar fi aici? 8 ori? 5. De ce ori 5? Păi sunt câte? 1, 2, 3 deocamdată, da? 3. Deci 3 ori 8, 24. Da.
Deci dacă împărți pe fiecare aici, 8 segmente mici, 8 segmente mici, iar 8 și aici, și aia este 8. Practic, câte segmente mici are tot segmentul ăla mare? 5. 5,40 €. Da, 5,40 €. Deci, tot ăsta mare, are câte segmente, am zis? 40 de segmente mici. Da? Sunt 40 segmente mici. Și ca să vedem cât luăm, cât înseamnă, Daria, cât înseamnă ca parcurs el în cele 3-5, câte segmente mici? 24, mai cu curaj! Deci 24 de aici până aici, da? 24 segmente mici. Ce înseamnă 7 optimi din tot drumul? Facem 40 împărțit la 8 ori 7. 7. Adică? Adică 35 segmente mici ar mai avea. Deci de la 24 până la 35, cât ar mai trebui? 24 până la 35? 11 segmente mai adaug. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Da? Asta ar mai trebui să parcurgă. Asta ce reprezintă? Kilometri pe care trebuie să-i spun eu că-i mai are de parcurs până la poziția asta. Așa, un multiplu de 11. Ăsta e momentul foarte tare al exercițiului. Eu nu știam cât să un multiplu de cât. Asta este că de 11 de data asta, Daria. 55. Iată, mai are de parcurs 55 km. Acum am completat problema. N-am știut, dragilor, la început. Problema am compus-o aici pe loc. Știți ce am zis acolo? După ce parcurge 3/5 din drum, constată că i-ar mai trebui un număr de kilometri, și m-a spus, nu vă pot da. Acum, un număr de 55 km, ca să ajungă la cât? Ca să ajungă la 7 optimi din drum. Câți kilometri are de parcurs? Păi facem 55 împărțit la 11. 55 împărțit la 11, ca să vezi cât este un singur segment. Da? Un singur segment de acesta este cât? 5 km. Așa. Și tot drumul 5x40, adică 200. 5x40! Că sunt 40 de segmentele astea, deci tot drumul este 5x40. 5x40 segmente mici, egal cu 200 km. Foarte frumoasă problema. Pe grafic, acum hai să vedem și... Algebra! Ar fi la voi, de ce la voi? Dar ce dai și numai la noi? Cu toate lor... Iată! Asta pare, dar asta foarte tare, zice! Am putea să notăm drumul cu un X și să facem un scop de ecuații. Sigur că da! Dar vezi, aceeași... Minunat! La aceeași problemă poate fi abordată din perspectiva... Iată, clasa a patra, clasa a cincea, nu cam așa, la clasa a cincea, patra și a cincea, acum vrea, vor a șaptea și a unsprecea, din perspectiva lor. Deci notăm cu X. Drumul. Deci notăm cu X drumul. Avem 3X pe 5. 3 așa. Pe 5 în X. 3X deci, pe 5. Deci 3 pe 5 din X. Plus 55, era plus diferența de drum, ca să ajungă la... Plus 55. Egal cu 7 pe 8 din X. Egal cu 7 pe 8 din X. Și foarte, sunteți tari. 7 pe 8 din X. Foarte tare. Deci la 3/5 din X, nu știu mai pot să spun așa, plus 55 de kilometri, fac 7 pe 8 X. Și atunci? 7X pe 8 minus 3X pe 5 egal cu 55. 7, 8. 7 pe 8, 7x supra 8, pe 8, da? Minus 3x pe 5. Minus 3x pe 5. Pe 5 egal cu 55. 5. 7 egal cu 55, da? Corect. Am aplicat la 5. Da, dar ești tu prezentă. Cum aducem la același numitor, sunt lucruri făcute de noi.
Iată că deci te ascultă pe tine o sfinți cooperație cu fracții. Corect. Da? Deci aduci la aceeași numitor, numitorul comun este 40, aici amplificăm. Iată de ce împărțim noi... Acolo cu 5, acolo cu 8. Deci de ce împărțim în 40 segmente? Că nu știm noi la clasa a 4-a chestia asta, dar acum înțelegem de ce, da? Bun, 5 ori 7, 35 x plus 3 ori, minus 3 ori 4, minus 24x egal cu 55... 55 ori 40 de dată, e bine? 55 ori 40, am adus la aceeași numitor. Și atunci e echivalent. Că 11x. Echivalent, că 11x. 11x! 11x, minunat! Deci 11x egal cu 55 ori 40. Împărțim pe 11, egalitate. Așa, și rămâne că x egal cu 5 ori 40 egal cu 200. Dragilor, nici nu știți ce minune a făcut acum. A făcut aceeași problemă la nivele, clasa a patra, din metoda segmentelor, metode figurative, nu așa? Da. Și uite, a priceput bine cu segmentul așa, ăsta a împărțit. Dar deși am împărțit încă o dată în 8. Că nu știam să mă descurc cu cincimile, da? Mi-au rămas aici două segmente de cincime și acum mi-e întrebă optime. Și am împărțit fiecare în 8, ca și m-aș fi adus la aceeași numitor. 40 acela. Este superb. Toată lungimea asta e de 40 de segmente. Deci este spectaculos. Dar iată pe cei de clasa 7, așa, 11, au spus, nu ne obosim noi. Nu ne obosim cu așa. Întotdeauna cu X toată distanța, după care țin pe 5X plus 55 egal cu 7 pe 8X. Adică, la 3 cincimi din X până aici, adună pe cele 55 și fac asta toate 7 pe 8 din X. Da? Foarte tare. Și vedeți același răspuns? E vorba de 200 de kilometri. Ștefania, să mergi de matematica asta. Da. Da, e frumoasă, extraordinar. Interesant, adică, vezi, nu facem nimic de prisos. Acum voi sunteți la fracții. Începe acolo, că de acolo fracțiile, da? E bine, operații cu fracții, mă rog, să amintești noțiunea de fracție, operații cu fracții, cum s-a dur. Vedeți ce interesant este? Să știți să face o operație cu fracție. Foarte interesant. O problemă facem pentru relație, am tradus-o, ce a spus autorul, și nu mai muncim așa de mult. Nu? De aici e foarte, foarte interesantă matematică. Mai știți problema aceea cu găini și iepuri? Da. Așa. Într-o curte sunt găini și iepuri. Da? Da. Dacă îi numărăm capetele, sunt atât, dacă îi numărăm picioarele, sunt atât. Câte găini și câte ai văzut? Hai să zicem, într-o curte sunt 20 de găini și iepuri. Acești așa și la nivelul ăsta și la nivelul ăsta, da? Într-o curte sunt 20 de găini și iepuri. Da? 20 de găini și iepuri. Dacă le numărăm picioarele, sunt în total... Păi câți picioare să dau eu? 23. Ce mare făcut dar ea la mine. Să-i stare să sară din bancă la mine. Cum 23? Să poate să fie... Dacă... De ce nu? Dacă 20 de animale, 23, să... Cum se poate? Ai 20 de animale găiești. Da. Și 23 de... Vorbe de 23. Câte picioare? Asta e în două lămpuțe. Da, tot număr. Dar de la câte picioare trebuie să începem? De la câte trebuie să începem? Care e numărul minim de picioare? Păi găina are două picioare și iepurile 4 și 6. De la cât? Când dau acum număr de probleme de picioare, de la câte picioare ați avut? Să presupunem că toate sunt găini. Că toate așa? Animalele sunt găini. Da? Da? Nu? Deci dacă toate... 20 ori 2? 20 ori 2, 40! Iată, mă, mica, cum mă ajută foarte tare. Deci de la 40 trebuie să plecăm înainte. Și până unde ca număr pot să dau? Maxim. 2 ori 4, 80. Că dacă ar fi toate animalele ar fi acolo numai iepuri, 80. Câte 4 la 1, 4 ori 2, 80. Da. Deci eu trebuie să mă încadrez cu numărul de picioare, nu 23, că eu am fost o tâmpenie, nu? Dintre cine? Între 40 și 80. Am să dau 53 de picioare. Iară și 3. 53 de picioare. E corect și 3? Dar nu mă par. Da, pentru că nu trebuie să-i număr par.
Asta e număr par, nu se poate să aduni cu un picior, cu un număr par. Găină cu un picior și iepure cu trei, ce facem aici? Nu se poate, deci număr par. Ori 54 de picioare, da. 54 de picioare. Da, 54 de picioare. Câte găini și câte iepuri sunt în curte? Câte găini și câte iepuri sunt în curte? Vedem din perspective diferite. Făcute la un nivel, un nivel. Da? Câte găini și câți iepuri sunt în curte. Dar doar relația cu... Atâta. Numărul total de capete, 20. Iepuri și găini la un loc, 20. Iar picioare, 54. Câte găini și câți iepuri sunt în curte. Așa, gata, dar m-am gândit. Mica, acolo. Nu știu. Să o facă sau să vorbească? Să o facă și să și vorbească. Voi o puteți face la clasa 11 și a 7-a altfel. Notăm cu nu știu cine găini, nu știu cu cine iepuri. Ele a doua durate fac atât. Dar clasa 4-a trebuie să fie inventiv. Aici e povestea. Da, da. Zim, Daria? 12 iepuri și 8 găini. Cum? 12 și cât? Iepuri și 8 găini. Da. 12 iepuri și 8 găini. 8 găini. Fac probă, să vedem la meu. Cred. Nu cred. Eu cred. Deci de aceea facem ce? 12 ori la iepuri ori 4, fac 48 de picioare. Și 8 ori 8, fac ori lor. Da. Dar voi știți, fii puncte și 8 ori. Deja... Și e somnă. 64. Deci 8 ori 2 egal cu 16. Da, și 64, nu 54, nu e bun. Mulțumit, n-ai fost pe fază. Ești trist. Dar ea nu se poate. Poate, 4 dacă vreau. Nu se poate. De ce? Mai multe picioare mi-a dat acolo, nu? 6. Cât mi-a dat aici? 64 și am zis 54. Picioare în plus. Trebuie să tai. Hai să tăiem iepurii, că ei dau picioare în plus. Transformăm iepurii în găini. Perfect. Câți iepuri ați spus? Ați spus că sunt 12. 12. Fac 12. 12 iepuri. Da? 12 iepuri. Ăștia sunt cei care îmi dau câte picioare îi pun aici? 4. 4. Da? Câte picioare am la dispoziție? În plus, de la 54 la 64. La 54 la 64, 10 picioare. 10 picioare. Dar sunt în plus. În plus. Dacă sunt gata, l-am făcut pe iepuri găină. Încă o dată. Încă două. Încă două. Încă două. 2, 4. Și încă ultima. Și am tăiat 2 de aici, 2 de aici, 2 de aici, 2 de aici, de 5 ori. 5 ori 2, 10. Și atunci numărul de iepuri a scăzut. De la 12 mai puțin 5. Da? Deci 12 minus 5 egal cu 7. 7 iepuri. Și găini câte? 13. 13. Da? 13 găini. Nu dă? Voi știți, dacă nu dă, eu n-am nicio... Da. Ia să vedem. 7 ori 4. Facem probă. 7 ori 4 egal cu 28. Da? 7 ori 4 egal cu 28 de la iepuri, deci de picioare. Și 13 ori 2 egal cu 26 picioare. În total, 54 picioare. Total, da?
Perfect. Daria, mai păcăli. Undeva a greșit. Ceva ai greșit acolo. Daria, cum trebuia să faci pe chelia care? Zic cum ai făcut. Am făcut 4 ori 20. Ai presupus? Zic. Da, am presupus că toate sunt pievă. Da? 4 ori 20, 80. 80 minus 54, 20. Oh, stai. Ai presupus că toate sunt cât? Iepuri. Iepuri, a zis. Toate iepuri, da? Da. Toate capetele, iepuri. Da. Ai zis așa, da? Da. Atunci vine 20 ori 4, egal cu 80. 80 picioare. 80 minus 54, 20. Din 80, din 80 de picioare în plus scădem pe 54. 26. 26 picioare în plus. Da. 26 împărțit la 2. Pentru că facem cele 4 picioare minus cele 2 picioare de la... diferența de picioare este de 2, da? Și de aceea noi operăm cu împărțit la 2, adică 13. Da. Deci 24 împărțit la 2 egal cu cât? Cu 26, domn profesor. 26, da? 26 împărțit la 2 egal cu 13. Deci astea sunt găinile. Astea sunt găinile, sigur că da. 13 găini și diferența până la 40, până la 20, de câte? De 7, da? Din 20 scădem pe 13, egal cu 7 iepuri. Foarte tare. Să vedem algebrica acum, clasa 11, a 7. Așa, clasa. Clasa 4, am înțeles, domnule. Vreau că x plus y egal cu 20. Adică x, notăm cu x ce? Găinile. Nu, iepuri. Deci notăm cu x. Iepuri. Și cu y, găinile. Și cu y, găinile. Aveam că x plus y egal cu 20. Cum? X plus y egal cu 20, da? Și 4x plus 2y. Găini și iepuri. Și? 4x plus 2y egal cu 54. 4x, adică de 4 ori. La fiecare iepuri are 4 picioare. Și atunci 4 ori câte ori fiei? Deci 4 ori x plus 2 ori y egal cu 54. Amplificăm prima relație cu 2. Da, prima relație. Ca să avem aceleași 2y, da? Deci prima o mulțim cu 2 și ea devine 2x plus 2y egal cu 40. Atunci 2x. Și de desubt să scrii pe asta, cel frumos, da? 4x plus 2y egal cu 54. Și dar nu, tu, Miruna, nu te superi, dar pe 4x am să zic 2x plus 2x. Da, adică... Dacă... Da? Hai să scriu așa, 2x plus 2x. 2x plus 2x, ca să înțeleagă toată lumea și nu să ținem cont că noi avem și clasa a 4-a. Și acum, 2x plus 2y, 2x plus 2y înseamnă 40 și urmează să scădem relațiile mai greu pentru clasa a 4-a. Și atunci eu fac șmecherea asta, 2x plus 2y chiar 40. Am prins-o aici, îți place, nu? Prof online, da? Bine. Și acum zicem, 2x plus 40 egal cu 54. Acum 2x egal cu 54 minus 40. 2x egal cu 14. X egal cu 7. 7. Cine e x-ul? Cine a fost notat x-ul? Iepuri. Dar știți că nu auziți online. Da? Nu se aude? Trebuie să-mi ia bateria. Da? Să-mi ia bateria. Nu eu m-am uiat, că eu sunt proaspăt, nu? Nu discutăm. S-a muiat, nu mai schimba cu bateriile. Mulțumesc că observații făcute. Suntem urmăriți online, vedeți? Nu a fost anunțat, dar când sunt anunțați și voi acum faceți o lucră extraordinar, nici nu știți ce bine faceți, multora celor care nu știau să intre pe Prof Online la orele acelea. Îi ducem pe Prof Online în momentul de față și ei vor ști foarte bine că de la orele acelea afișate pot intra direct și își văd tema. E spectaculos. Dar știți care e visul meu cel mai mare? Să ajung cât de repede, într-o clasă, așa cum o vezi, cu adevărat, să predau acolo și să fie o televiziune, cum sunteți voi, care să preia complet lecțiile, toate, și să le punem și să le vadă toată lumea. Vreau, Doamne ajută-mi, să fie o televiziune în care să transmitem toate lecțiile înregistrate în natura lecțiilor. Cât de frumos este, ce spectacol! Cu câtă bucurie participă copiii ăștia. Aici trebuie să ajungem. Și în felul ăsta, în transmisiune directă, pe urmă îi ridicăm pe YouTube, dar nu v-am mai spus un lucru. Am fost la Cotroceni
că am transmis primei doamne, am reluat vineri, nu, miercuri am fost din nou la Sibiu, nu stau deloc. Am încercat să o găsesc pe doamna Iohannis acolo, nu s-a putut. Nu, XTPP-ul, jur, e greu să stai doar. Dar am transmis încă o dată. Rugămintea de a încerca să facă un grup care să reușească să traducă lecțiile mele, să le, cum să le traducă, să le dubleze